povestesti s-a întâmplat. Un milion de timp. S-a terminat. Și acum 1-1 la Neagu să moară, băieți. Dă-ți așa de pozare. Deci, să vedeți nebunii, acum mă întorc de la poștă pe mobilul meu din clasa a 10-a până între a 11-a și încă nu mi-a venit procesorul și încă sper să vină. E de 3 zile pus în poșta română și încă n-a ajuns aici și cam atât. Deci o să mai fac un carvă glițeară să mai povestesc ce s-a întâmplat. Da, deci este 14 februarie, așa zisul Valentine's Day pe care toți românii le cred că o sărbătoresc mai mult decât o sărbătoresc pe cea de dragobete și nu mi se pare un lucru ok, pentru că suntem români și până la urmă avem și noi o tradiție și o sărbătoare noastră. În fine, mă duc acum să petrec puțin timpul cu prietena mea, după care mă întorc la cea de-a doua prietenă și o să vă las cu un car vlog până atunci. Azi este ziua în care am fost să mă uit de procesor, n-a venit și, adică am vorbit cu cel care mi l-a trimis prin poștă și a spus că undeva luni, marți, e posibil să vină. O să vi-l prezint și o să vă fac un vlog atunci când îl plasez în calculator. Până atunci, vă las cu car vlogul, nu? Astăzi este ziua în care mi-a ajuns procesorul, este luni și cam aici este după ocazii. Acum făciți-vă cruce și să ne închinăm la Doamne, Doamne, că poate merge. O să vă arăt imediat și cum se pune și revin cu camera după față. Deci, oameni buni, pe lângă faptul că acest procesor vă întărește viața și performanța calculatorului, vă întărește nu doar performanța și viața, ci și încheieturile. Deci, aici se află procesorul. Și avem așa. Hâț. Și e pus în căcaturile astea. Și hâț. Atunci e sub asta. What? Cred că domnul meu n-ați apătut 51 de lei. Și acolo nu e nimic, mâncați, e doar asta care teoretic a ținut ăsta, să nu se frece alea. Dar, glumesc, este aici procesorul. Și acum revin și o să montez pasta termoconductoare imediat. Bun, deci fiecare procesor are cât un socket și are cât o siguranță. Spre fiecare procesor are cât un colțuleț în care este însemnat un triunghi. Aveți foarte mare grijă cum luați cu pini. Și eu am triunghiul aici, nu știu dacă se observă foarte bine. Deci trebuie să pun triunghiul acesta fix peste acel triunghi. Am pus, se fixează frumos aici. Nu se mai mișcă. Și acum aplicăm pasta termoconductoare. Pasta termoconductoare. Luați o bucată de pungă de plastic. Puneți puțină pastă termoconductoare pe deget, da? Și pur și simplu mângiți și întindeți pasta termoconductoare cât mai bine. Aveți foarte mare grijă să nu deveniți prost ca mine. Și aplicăm culor. Acum unde-i cur? Aoleu!
Bun, deci cam asta e produsul final. Mai rămâne decât să-l asamblez și să vedem dacă merge. Deci... Salut și bine v-am găsit la car vlogul din acest Vroom Vlog, primul episod combinație dintre vlog și car vlog, de aia se numește Vroom Vlog. Gen Vroom, brrr, mașină, car și vlog, vlog, Vroom Vlog. Ați prins ideea. De aici vine și numele. În fine, nu cred că e mare chestie pentru că vă dați seama, super simplu. În acest episod vreau să vă vorbesc despre ce mi s-a întâmplat acum câteva zile. Nu știu exact când am fost la, să zicem așa, pariuri sportive. Mai mult ține de noroc și așa zisele Bile Six. A fost apariat frumos ca băieții, n-am. Și stăteam eu liniștit, completam acolo să văd ce bile îmi pică, ce nu-mi pică. Și vine un nebunel vagabonțel de prin Los Angeles, mai mult bețiv decât vagabonțel, așa, cunoscându-l doar din figură, cu petul după el mâncava și vine la mine și că ia 10 lei. Eu nu, mulțumesc, n-am nevoie. Bă, insistă el acolo, ia mă, ia 10 lei, nu știu ce, îi zic nu, mulțumesc. Hai, îți dau 20 de lei, vrei 20 de lei? Îi zic nu, nu. În fine, trecând peste astea, pleacă el. Vine la loc, se întoarce. Nu mai avea berea după el, nu știu unde dracu a lăsat-o, n-am mai avut-o. Și vine la mine din nou. Mă, sigur n-ai nevoie de 10 lei, mintind de bani, zic eu, nu, mulțumesc. Stau ce stau, să mai plimbă la pe acolo, vine la mine. Mă, sigur n-ai nevoie de bani ăștia, de 10 lei, zic eu. Nu, chiar nu am nevoie. La care l-am întrebat pe mine. Bă, dar tu chiar așa mulți bani ai, încât nu vrei 10 lei? Și i-am răspuns da, ca să scap de el, când de fapt eu sunt sărac lipit pământul. Acum mă îndrept spre casă, este Valentine's Day și aștept să mă duc la plimbare cu iubițica mea, dacă știți scuză. De fapt, mă duc la plimbare, mă duc să-mi petrec o seară romantică alături de ea. Pentru că Valentine's Day, pentru că seară frumoasă petrecută împreună. You know? Da, și ce să vă spun, fraților, toată nebunia asta cu Valentine's Day, bani consumați, dați, aruncați. Bani, pentru ce? Pentru a-ți face prietena fericită, dă niște bani aiurea. Bine, le-ai ieșit un restaurant, la o vorbă, la o caterincă, mai răscuia, mai petrești timpul, da. Bă, da, să cumpere așa multe cadouri, nu știu. Mai bine ceva simbolic, o scrisoare făcută de mână, frumos, pe o foiță. O declarație așa micuță de dragoste. Bine. Nu-s de acord. Nu-s de acord cu Valentine's Day-ul. Dar acum, cât să fiu, dacă toată lumea e la modă cu Valentine's Day, trecem pe Valentine's Day. Eu ador mult mai mult dragobetele pentru că e o sărbătoare românească. Nu că aș fi o mare patriot sau ceva, dar dacă tot avem și noi sărbătoarea noastră, de ce să o împrumutăm pe altora și să nu folosim pe a noastră? Adică e mult mai frumos și în același timp parcă te simți și altfel când oferi ceva de dragobete. Nu știu, eu anul trecut am făcut chestia asta și anul ăsta tot de gând am să fac tot pe 24 februarie, dacă nu mă înșel, pentru că mi se pare că e mult, mult mai frumos dragobetele decât Valentine's Day-ul.
Eu cred că o relație se bazează nu neapărat pe situația materială și... Adică știți și voi foarte bine că în ziua de azi majoritatea fetelor și majoritatea relațiilor, bine, nu majoritatea, dar în mare parte majoritatea relațiilor sunt pe interes și cam asta strică puțin peisajul și sentimentele care apar în timp. Cazul în care ai o relație și ai bani, bă, da, ești, să zicem așa, plăcut și acceptat în viața unei persoane doar pentru bani, bă, persoana respectivă, pe lângă faptul că e o javră, își bate joc de tine și trebuie să simți și să îți dai seama de lucrul ăsta pentru că nu e ok. Nu e ok nici pe viitor, nici pe prezent și nici ce se... Nici trecutul nu o să fie chiar așa, pentru că oamenii, în general, trăiesc din amintiri. Și dacă ți-aduce aminte de lucrurile astea, cam o să te deranjeze puțin. Zic, mă simt așa bine conducând și vorbind și să abordez toate temele. Bă, dacă tot am vorbit în 5 minute despre toate lucrurile astea pe care am zis că le abordez în mai mult, adică vreo 10 minute, să vă povestesc repede și despre tentativele mele de YouTube, pentru că am avut mai multe canale. Bine, ăsta a fost compus din, cum să zic eu, mai multe categorii. De fapt, sunt două categorii, gaming și vreun vlog. Canalul de gaming nu prea mi-a mers, pentru că de fiecare dată, deci fiți atenți, am avut un ghinion, cât de fiecare dată când m-am apucat de YouTube, când mă apucam de YouTube, bă, mie îmi place să mă joc, sunt un spirit competitiv și, băi mei, ca orice băiat, adolescent, jocurile sunt jocuri până la urmă și n-au cum să nu te prindă. Ce PLM QM? Da, iertați-mă. Deci jocurile, jocuri, m-am apucat de YouTube prima oară cu Minecraft. Și să o las mai ușor, că cred că mai durează ceva până ajung eu acasă și până vorbesc. Prima oară m-am apucat Minecraft. Bă, fraților, jucam Minecraft în prostie. Dar îmi plăcea foarte mult pentru că avea o varietate foarte mare de a construi. Și creativitate îți trebuia din plin ca să faci orice lucru. Și era un joc așa survivor și mie de obicei îmi plac jocurile survivor și creative, în care poți face ceva și să nu te plictisești. Și am apucat eu frumos să filmez Minecraft, să postez, până atunci mergea ok. Nu la calitate super mare, dar era ok pentru ce voiam eu să fac. Și filmez eu câteva episoade, nu știu ce, bine, n-aveam microfon, dar știu că înregistram și în loc să vorbesc, scriam și tastam. Și cam aia era conversația mea cu oamenii care se uitau la videoclip. În fine, am făcut eu ce am făcut pe acolo, mi-au mai mers lucrurile. Și după un timp, mi s-a format Minecraft-ul. Bă, dar mi s-a format în așa fel încât nu că nu mergea să mă joc, că se mișca ok, dar când mutam mouse-ul să mișc imaginea, băi, mi se bloca. Deci efectiv mi se bloca. Și am postat pe YouTube să văd dacă mă poate ajuta cineva, n-a răspuns nimeni, într-un final m-am lăsat. După care m-am apucat din nou, l-am inspirat și pe Finu să facă lucrul ăsta, nu doar cu Minecraft-ul, ci și cu alte jocuri, dar aparent s-a lăsat. Eu cred că dacă se ținea, îi mergea așa câtuși de cât, pentru că putea să filmeze, avea jocuri, nu i-a apărut, Max Dead mi se pare că era ăla cu deșertul. În fine, m-am apucat și atunci de Minecraft, tot la fel. Mi s-a bulit calculatorul, n-am mai filmat, am lăsat-o așa. Apoi a urmat faza cu League of Legends-ul, tot la fel. M-am apucat, am mers, puteam să înregistrez, după un timp mi-a făcut calculatorul figuri. Și
am mai înregistrat deloc. Adică n-am mai înregistrat pentru că se mișca calculatorul în draci, nu mai mergea, n-am avut noroc și s-a dus totul. Și acum sper, aparent și cu canalul ăsta în ghinion, pentru că am vrut să fac ceva și mi s-a ars cam, nu știu cum să vă zic, eu procesorul și mai fă treabă cu ce nu poți, știți? Gen. Opa. Ai. Nu vă speriați, bă, că nu dau peste voi. Să duc oamenii la muncă, eu mă duc acasă.